Iar după amiază, forțele armate rusești au atacat Harkovul cu bombe aeriene cu precizie ghidată. Un civil a murit și alți 11 au fost răniți. Tot ieri, Rusia a transmis că un atac al forțelor ucrainene în Sevastopol a dus la moartea a 5 persoane și cu rănirea altor 120. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine Andreea Soare, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Andreea! Andreea, care sunt detaliile atacului din Harkov și spune-mi, te rog, ce acuzații aduce Rusia Ucrainei? Știm că ieri forțele armate rusești au atacat regiunea Harkov de nenumărate ori. Așa cum spuneai și tu, au fost provocate mai multe victime, mai exact o persoană a murit și alte 11 au fost rănite. Mai mult decât atât, în urma atacurilor de ieri, jumătate din regiunea Harkov a rămas fără electricitate. Și este important de menționat că aceste atacuri vin după ce și sâmbătă aceeași regiune a fost ținta unor valuri de atacuri cu rachete și drone rusești. Sâmbătă au murit 3 persoane și au fost rănite alte 10 de persoane. De altfel, ieri 41 de ucraineni încă se mai aflau în spital pentru tratarea rănilor provocate de atacurile de sâmbătă ale rușilor. Statul Major al Apărării din Ucraina a anunțat ieri seară că situația din estul țării rămâne dificilă și că este posibil să continue să fie așa pentru încă cel puțin o lună. Ieri și Kievul a fost ținta unor atacuri masive, 72 de case au fost avariate și de asemenea alte 8 clădiri. Tot ieri, Ministerul Rus al Apărării a acuzat Ucraina de desfășurarea unui atac asupra orașului Port Sevastopol cu rachete cu rază lungă de acțiune. Reprezentanții ministerului au acuzat atât Ucraina, însă și Washingtonul, pentru că au spus că în acest atac au fost folosite arme americane. În urma atacului, 6 persoane au murit și alte peste 120 au fost rănite. Toate aceste persoane au fost rănite în urma căderii fragmentelor rachetelor dobărâte de sistemele de apărare aeriene rusești. Este vorba, la inițial a fost numărul persoanelor rănite 124, însă peste noapte și în ultimele ore acest număr a crescut la 151. Ministerul Ucrainean al Apărării nu a comentat acest subiect, însă cert este că astăzi este zi de doliu în Sevastopol, toate evenimentele publice au fost anulate, iar Rusia a transmis că situația nu va rămâne așa și că Ucraina va fi trasă la răspundere curând pentru atacurile de ieri din Sevastopol. Îți mulțumesc foarte mult pentru informații. Mulțumesc și eu.